Ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre viața Sfântului Apostol Carp. Sfântul Apostol Carp a fost unul din cei 70 de apostoli, următor și slujitor al Sfântului Apostol Pavel, fiindcă ducea scrisorile lui la cei ce le trimitea. Și nevoindu-se împreună cu dânsul multă vreme în propovăduirea cuvântului lui Hristos, a suferit multe ispite. Apoi a fost pus de dânsul episcop în Veria Traciei. El s-a mai ostenit cu propovăduirea cuvântului și în Crit, unde a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul, și a văzut în vedenie pe Domnul arătându-i se lui pe când se ruga ca să pedepsească pe cei doi păcătoși și l-a auzit pe acela zicându-i: mai bate-mă pe mine, căci sunt gata să mă răstignesc iarăși pentru mântuirea omenească. Sfântul Dionisie mai mărturisește de Sfântul Carp și acesta că nu începea a săvârși preacuratele și de viață făcătoarele taine, până ce nu vedea arătându-i se lui din cer vreo vedenie dumnezeiască. Și fiind arhiereu în Veria, pe multe linii a întors de la închinarea la idol la Hristos Dumnezeu, și pe iudei, mustrându-i, i-a învățat să creadă în Hristos cel răstignit de dânsii, că Hristos cel răstignit de dânsii este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor. După aceea a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei ce nu crezuseră, dându-și sfântul său suflet în mâinile Domnului. Iar cinstitele lui moaște s-au pus în aceeași cetate de bărbați credincioși și temători de Dumnezeu, și multe tămăduiri se dau acolo bolnavilor întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru. Notă. Despre vedenia Sfântului Car, unde se amintește de cei doi păcătoși, caută povestirea Sfântului Dionisie Areopagitul de la 3 octombrie și acolo poți să o citești. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări.